Ia să vedem ce jucărie am mai croșetez eu acum. Imediat vă arăt. Ce faci, mă? Ce mai e? Eu noua păpușică. M-am gândit să le fac mai micuțe, că mai mari sunt. Așa vin copiii, cu păpușa în mână. Da. Uite, i-am prins părul cu o chestie de aia, cum o prind eu codițele, uite. Ia? I-am făcut o șepuță, vezi, cu năsturel aici, așa. Asta e un fel de năsturel, l-am făcut eu. Ochișorii sunt făcuți de mine, măcar e mai veselă. Și acum nu știu ce să-i fac în partea de jos aici, așa. Că am făcut și păpuși mai mari, dar li se cam bălângăni capul, așa. Și m-am gândit că mai micuțe. Aș încerca și mai micuțe să văd cât de mică pot să fac. Asta parcă ar fi mai mult dres sau ceva, sau pot să-i fac în niște încălțări, niște cizmuțe. O, Doamne! Fiindcă tot am început de aici cu roșu, o să merg cu roșu așa până sus, știi? Dar am văzut și bărbați că croșetează. Vezi, ți-am trimis un clip pe... Bărbați! Da, spanioli. I-am făcut sprâncenele aici, vai, cât de... Până am învățat arcuirea asta de la sprâncene, că nu e ușor. Și gurița să fie arcuită și să nu arate... Da, o trimit în vacanță după celelalte. Asta este punctul în zigzag de la cruzică. Și acum întrebam cum să-i fac aici la piciorușe. Continui cizmuțe cu cizmuțe până sus, până aici. Da, de la persoana care vine cu papucii roz, A, și care joacă mnija. care dă găuri în cadavre. Acum am început un nou joculeț la mnija. Da, și da, acum ce se face? Ei, am făcut părul aici în două feluri, în două straturi. Are capul și am mai făcut un strat aici, așa. Și după aia am adăugat șuvițe. Așa a vrut să fie cu, uite, multicolore. Ea a cerut așa, nu eu. Am zis să fac o combinație. A venit la coafor și mi-a zis șuvițe. Șuvițe! De toate culorile. De toate culorile, uite, ți-a pus de toate culorile. Eu cred că tu ai prea mult timp liber. Văd că s-a făcut liniște. Apropo de timp liber, am spălat rufe, am făcut curățenie. Oh, ce pui harnic. Am așezat frumos acolo ca să nu ne mai încurcăm în balcon. Toată ziua cu jucării. Eu stau în serios, nu mă joc niciodată decât la alea din spatele tău, dar... Tu cu astea din spatele meu, iar eu cu de-astea. E, uite-o, ea e. Dar încă mai am de lucru la ea. Și... I-am făcut bine, că toată păpușica așa cam durează până să ajungă în stadiul ăsta. Am pornit cu piciorușele, apoi corpul, mânuțele, bluza este detașabilă, că uite că s-a și mișcat un pic bluza. Așa, aici... Aici la păr e interesant că i-am făcut niște șuvițe de-astea, că așa mi-a venit mie. Și am mai pus o chestie cu mov aici, în afară de cap. I-am mai făcut o chestie cu mov, care să-i îmbrace partea asta din spatea capului. Și i-am făcut și eu o șepcuță care de data asta este fixă pentru că am cusut-o aici și am făcut un năsturel de ăsta aici în vârf la așa și bineînțeles acum
detaliile feței i-am făcut eu cu fir, dar n-a mai îngroșat atât de tare la ochișori și mai avem o filmare de la păpușică făcută de motanel. Așa, bluzica am folosit punctul zigzag la bluzică și în spate la fel. Așa, și am prins părul în codiță. Uite ce, vezi, are șuvițe. Că așa, cum am spus și pe filmarea cu motănelul, așa a vrut clienta, a vrut șuvițe. Și atunci am pus, uite, un fir negru, un fir de mov și unul de maro, bineînțeles, totuși culorile mai asortate, da? Aici chiar și un fir rozaliu am băgat. Aici o altă nuanță de maro, altă nuanță de maro, da, e cu șuvițe. Așa. Și acum, pentru că tot atârn aici în spatele ei o ață, îi fac pantalonaș. Asta este piciorul, cracul de la un picioruș de pantalonaș. Urmează să-l fac și pe celălalt la fel. Și aici la mijloc să fac creșteri, da? Bun. Sper să vă placă noua păpușică.